Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce s-a mai furat prin România? Dom'le, am găsit, nu știu cum, am dat deodată peste o mulțime de știruce de-astea mici despre oameni care fură, pur și simplu, de pe stradă, trec, văd ceva, le place, iau și încearcă sau pleacă mai departe. Și mă gândesc mă întreb, care e procesul de gândire al acestor oameni? Poate ați văzut niște imagini undeva în Galați, un domn și o doamnă, un cuplu, civilizați, adică aveau o mașină, un SUV-uleț, dar au tras pe dreapta, au văzut să niște dale într-o parte în care se refăcea asfaltul, mă rog, trotuarul. Și probabil că se puneau acolo dale de-astea de beton și oamenii au zis că le trebuie și lor niște dale. Și au parcat frumos și gospodărești, dar fără nicio grabă, asta este fascinant, adică nu își facă să și fug. L-au luat ușor, să nu le strice. Apucat. Încetișor, încetișor, mai puneau una în portbagaj, mai gândeam că ne mai trebuie. Mai duceau, mai duceau. Mai ia câteva, hai să avem și rezervă. Înțelegi că al minute în șir, oamenii au umplut portbagajul cu dale, că erau pe stradă și au zis, dacă sunt pe stradă, de ce să nu le luăm? Ei, ar fi crezut că nu se mai folosesc. Cum să nu se mai folosească? Mă, dar care e procesul de gândire? Asta e. Mă rog, eu identificat, asta e. Stai, Ioane trage pe de, uite, dale. Unde? Dale, uite, fii atent. Dă înapoi. Da, eu am remarcat și cred că e o căsnicie reușită, pentru că în orice căsnicie reușită, femeia și bărbatul și împart rolurile în gospodărie. Adică ea aducea dalele și el le așeza gospodărește în portbagaj. Pe principiu că noi știm foarte bine că numai noi avem impresia că știm să aranjăm bagajele în portbagaj. Nu, ziceți că nu se întâmplă așa. Ba da, bă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.